Uneori suntem nerecunoscători vieții. Nu ne dăm seama cât de fericiți suntem de fapt. Pentru că suntem sănătoși. Pentru că putem admira lumina soarelui. Pentru că simțim pământul sub picioare. Ne plângem pe fleacuri, alergăm după bani. Căutăm rostul vieții acolo unde, de fapt, el nu există. Oameni, strig cu disperare. În timp ce voi vă bucurați de lux, avere, putere și influență, suflete triste privesc nădăjduite în zare. Și asta le este unica speranță. Speranța că se va îndura cineva, să-i ajute, să-i ocrotească, cu răni adânci, cu ochii care nu mai au lacrimi, cu inimile frânte de chin și cu resemnarea că nu se vor trata niciodată. Și totuși, ei nu sunt supărați pe această viață, ei sunt fericiți că trăiesc, că pot simți mirosul florilor de tei, că pot admira răsăritul soarelui. Ei nu încetează să creadă în oameni. Ei nu încetează să creadă în Dumnezeu. Nu le ignorați durerea. Nu-i priviți cu dispreț. Nu-i ofensați. Ei sunt atât de gingași, atât de fragili. A iduma unui fluture cu aripile frânte. Dați-le curaj să meargă mai departe. Și nu lăsați nici când să cadă în disperare. Dar ajutați-i să-și găsească o dulce alinare. Singurătate. Discriminare. Dacă ți-ai imagina câtă suferință provoacă boala fluturașului, nu ai trece indiferent pe lângă un terminal de reîncărcare. Doar așa poți fi alături de Debra Moldova.